mai devreme și spunea că încercați să identificați inclusiv alimentele care ar putea să ajute organismul să reziste în fața coronavirusului. Așa este. Lucrăm și la acest lucru. Trebuie să ne gândim la faptul că această boală este, la urma urmei, un amalgam de reacții ale organismului. Printre aceste reacții există și inflamația. De fapt, COVID-ul este o boală manifestată în principal prin reacții inflamatorii. Dacă noi reușim să aducem în organismul nostru acele substanțe care să ajute corpul să lupte, atunci probabil că am putea observa o îmbunătățire în gestionarea acestei boli. La momentul actual, corelăm datele clinice pe care le obținem de la pacienți cu posibilitatea acelor substanțe din alimente de a reduce gradul de inflamație. Și cam care sunt, din cercetările de până acum, pentru că este un proces în plină desfășurare, care sunt rezultatele de până acum? Ce ar trebui să introducem în organism ca să sprijinim sistemul imunitar să lupte? Repet, este o cercetare care nu urmărește să vindece această boală, nici măcar să o prevină, dar să ajute în gestionarea ei. Trebuie să ne gândim că alimentația corectă ne ajută pe termen lung, ne ajută și în cadrul acestei boli. Este indicat să aducem în dieta noastră substanțe cu rol antiinflamator, cu rol protectiv, pe care îl găsim în principal în fructe și în legume. Iarăși, nu este neapărat ceva nou, dar ar fi bine să ne gândim și la acele alimente poate mai puțin cunoscute, mai puțin utilizate, cum este ghimbirul, cum este scorțișoara, cum este ceaiul verde, cu substanțe antiinflamatorii și antioxidante. Echipa de cercetători a Departamentului de Sănătate din cadrul Universității Ștefan cel Mare a câștigat un proiect de cercetare unic la nivel național. Proiectul are ca scop analiza genetică a virusului SARS-CoV-2, identificarea și monitorizarea tulpinilor circulante în diferite regiuni geografice din România, precum și a relației acestora cu diferite tipuri de infecții prezente în România și a potențialului de adaptare la organismele umane. Până acum, cercetătorii au analizat peste 70 de probe și au ajuns la concluzia preliminară că virusul seamănă cu cel din Spania și Italia.